Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede majorarea cu 10% a salariilor tuturor bugetarilor care nu beneficiază de alte creșteri salariale. Așadar, în sănătate, lefurile cresc cu 25%, în învățământ cu 15%, iar ceilalți bugetari primesc și ei de la 1 decembrie salarii cu 10% mai mari. Cele trei categorii de majorări presupun costuri suplimentare de 6,5 miliarde de lei în bugetul anului viitor. Acum rămâne de văzut cum va reuși cabinetul Cioloș să aloce bani pentru toate aceste creșteri salariale și să se încadreze în același timp într-un deficit bugetar mai mic de 3%. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților pe 11 noiembrie. Inițial, ordonanța de urgență a Guvernului 35/2015 prevedea doar majorarea salariilor din sănătate cu 25%. Însă un amendament adus în comisiile de specialitate din Parlament a prevăzut că vor crește și salariile tuturor bugetarilor cu 10%. Condiția pentru aplicarea acestei prevederi este ca aceștia să nu mai beneficieze în cursul anului 2015 de alte majorări. Liberalii s-au opus inițial amendamentului, cerând mai întâi date suplimentare de la Ministerul de Finanțe cu privire la impactul bugetar. Deputații au respins însă retrimiterea proiectului la comisii, iar ulterior și deputații PNL au votat în favoarea proiectului, acesta trecând cu o largă majoritate de parlament.